Pe 16 martie, polițiștii biroului arme exploziv și substanțe periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că o persoană ar fi aruncat în cursul zilei de 15 martie mai mulți saci ce conțineau deșeuri într-o pădure situată în extravilanul municipiului Slatina. În urma verificărilor efectuate cu sprijinul poliției locale Slatina, polițiștii au identificat persoana în cauză, respectiv un bărbat în vârstă de 41 de ani din Slatina. Polițiștii biroului arme exploziv și substanțe periculoase, împreună cu comisarii din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Olt, a efectuat la data de 20 martie anul curent un control pentru verificarea aspectelor sesizate, ocazie cu care au fost identificate atât zona cât și deșeurile inerte ce erau depozitate în saci pe terenul situat în extravinalul municipiului Slatina. Imaginile cu acesta au ajuns pe internet după ce o persoană care trecea prin zonă a văzut totul și l-a fotografiat pe șoferul ce oprise mașina chiar la marginea pădurii din zona străzii Basarabilor să își arunce gunoiul. Avea mai mulți saci cu resturi rezultate în urma unor lucrări de construcții, le-a spus el polițiștilor. Pentru fapta sa a primit o amendă usturătoare. Bărbatul a fost sancționat contravențional de polițiștii biroului arme exploziv și substanțe periculoase cu amendă în valoare de 30.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 92/2001 privind regimul deșeurilor. Totodată, ca măsuri complementare, s-au impus în sarcina și pe cheltuiala contravenientului ridicarea deșeurilor depozitate în alte zone decât cele autorizate, curățarea terenului, precum și eliminarea acestora, conform legislației în vigoare. Polițiștii locali i-au mulțumit celui care a făcut fotografiile și le-a postat pe internet pentru spiritul civic de care a dat dovadă. Oamenii legii reamintesc că aruncarea deșeurilor pe domeniul public este interzisă. În această perioadă, reprezentanții Inspecției în Construcții din cadrul Primăriei Slatina, împreună cu Garda de Mediu, vor face mai multe acțiuni de control pentru prevenirea unor astfel de fapte.